Virgin Radio. Știți că ne place să ieșim din tipare la Virgin Radio, știți că nu există granițe atunci când vorbim despre muzică, știți că ne place să facem lucrurile altfel și tocmai de aceea astăzi în studio alături de mine am o nestemată a muzicii, a teatrului, a filmului românesc, o doamnă, o legendă vie și nu sunt doar cuvinte mari, sunt exact cele ce o descriu pe Margareta Păslaru. Încă o dată bună dimineața, bună și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat pentru că, iată, îmi place să fiu în legătură cu tinerii, cum am spus. Dar sunteți tânără, în continuare, caut tineri pentru premiul. Sunteți extrem de tânără, doamna Margareta. Eu vă spun, atâta neastâmpăr, cum spune și o piesă de-a dumneavoastră, și atâta, poftă de viață și de mers înainte, de viitor, de creativitate, mie să știți că nu prea mi-a fost dat să văd nici măcar la colegii mei mai tineri. Pentru că treaba asta vine, spuneați și dumneavoastră, doamne, trebuie să fii așa, trebuie să-ți placă să faci. Forțezi nota dacă nu simți. Trebuie să simți lucrurile în profunzime, cred eu. Și ce ați simțit dumneavoastră de l-ați invitat pe, iată, pe Mălăele? Să faceți o piesă împreună. Nu putea să fie altcineva, da, l-am invitat și am fost onorată că a acceptat să cânte un cântecel de muzică ușoară, da, cum se spune, muzică pop, tocmai pentru că este atât de special pentru mine. I-am citit și cartea Tehomir și i-am dedicat o piesă, un fel de a capela, adică este a capela pe care o veți găsi pe discul Vibrații Sufletești, din admirație, la admire extraordinar. Am ascultat puțin mai devreme cine n-are, nu înțelege Margareta Păslaru cu Horațiu Mălele. Care-i poetul? Cine-i poetul? Da. Recunoașteți cine poetul? A fost mai poet la colaborarea asta? Dumneavoastră sau domnul Mălele? Sau a fost o colaborare? Eu am invitat la piesa gata făcută. Eu așa fac. Asta este piesa și i-am spus, zic, uite, ultimul vers este din Coșbuc. Nu, toată piesa în întregime și faptul că i-a plăcut, că dacă nu-i plăcea, putea să nu vină, să spună, mă, îmi pare rău, sunt ocupat sau știu eu ce, dar a venit și, și acum îi mulțumesc, a intrat pe albumul Idei. Și ne-am amuzat. I-a plăcut sigur și lui Andrei. Ne-am bucurat și noi de o colaborare între doi mari artiști români. Vorba aceea, Horațiu Mălăele, Margareta Păslaru. Cine n-are, nu înțelege. Foarte, foarte adevărat și titlul, ca să zic așa. Păi da, sigur. Doamna Margareta, dar mesajul pentru cei care ne ascultă. Păi mai mesaj decât am vorbit noi aici, ce poate fi? Ia spuneți. Nu lăsăm mesaje decât muzica. Dacă au răbdare să asculte, vor găsi o sămânță în fiecare piesă. Există, cum să spun eu, ceva anume, potrivit pentru fiecare. 65 de ani de carieră, un album nou, Timpul nu moare, 19 piese, dintre care 7 noi compuse. Și Roton, nu uitați că toate acestea, iată, sunt colaborări succesive cu casa de discuri Roton, da? Bineînțeles. În timpul pandemiei. În timpul pandemiei, iată că ați folosit pandemia. Absolut, exact. Tehnologia, că spuneați de tehnologie, vedeți? Eu știu că mi-ați spus că nu există un secret, dar cu siguranță trebuie să existe ceva, să găsiți tot timpul, știți că asta faceți de obicei, doamna Margareta. Găsiți, chiar, iată, și în timpul pandemiei ați găsit pofta să folosiți timpul ăla altfel. Dar nu m-am gândit, vreau să vă spun și sunt foarte sinceră. Sigur, m-am protejat, am înțeles așa, bine, pandemie. Eu mă duc la pian. Da. Nu mai conta. Așa am făcut un duet și cu Sofia Vicovean, ca tot așa, ea era acolo, noi eram aici, vedeți? Și, adică când își pun artiștii mintea cu ceva, se poate rezolva și se poate face. Și cu siguranță, pentru că au deschisă, știți, pasiunea. Să ne ținem mintea deschisă continuu. Iată, ăsta poate fi mesajul, că eu tot încerc să mai scot. Și în același timp, cred că mesajul este că se poate. Și în 2023 se poate. Artă se poate frumos, chiar dacă, iată, cultura trece printr-o perioadă. Da, învățăm și noi avem forța, puterea, energia de a discerne. Suntem liberi. Nu uitați, libertatea nu se învață, ci reflectă un fel de a fi.
Extraordinar. Doamna Margareta Pâzlaru în direct la Virgin Radio mi-a permis să închei și cu o piesă celebră de-a dumneaei. O, sigur, doamna Ana Blandiana, sigur, muza mea. O piesă de care ne vom bucura cu toții în cele ce urmează. Eu vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea și vă mai aștept. Putem face și prin Skype, cum am făcut în pandemie. Facem, doamnă, tehnologia, Skype. Iată, eu când vă spun, doamna Margareta Pâzlaru, neastâmpărată, cum o știți de ani de zile. Putem face prin Skype mici intervenții când vreți. Facem, cu siguranță. Și vă așteptăm. Și recomandați-mi tinere. Am pentru premiul de originalitate. Da, da. Bun, se face. Oameni buni, frumoși, nebuni, mai spun așa că am mesaje foarte multe primite pe WhatsApp pentru doamna Margareta. Mult respect pentru doamna Margareta Pâslaru, o iubesc din tot sufletul. Avem un mesaj de la Mioara. Doamna Margareta e cu adevărat o legendă vie a muzicii și a teatrului și a filmului românesc. Îi mulțumim pentru fiecare întâlnire. O surpriză frumoasă ne-ați făcut, Oana, dimineața asta. Și cu surpriza asta mergem mai departe. Hai cu piesa Margareta Pâslaru, las că recunoașteți voi despre ce e vorba. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru că ați fost alături de noi. Și eu mă bucur. Rămânem conectați la TikTok, stați aici!